Mi-aduc aminte de afirmația aceea, numai un om sfânt poate păzi sau sfinți sabatul. Sfințenia unește ființa umană cu Dumnezeu. Iar faptul că Dumnezeu a lăsat această binecuvântare a sfințirii asupra acestui timp, gândul acesta ne conduce la ideea că intrarea noastră în acest timp al sfințeniei presupune întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Din cauza asta, cred că aici se cântărește foarte serios viața noastră, credința noastră, experiența noastră cu Dumnezeu. Sensul vieții noastre trecute, pregătirea noastră pentru viitor, venirea noastră la biserică, exercițiul nostru spiritual de fiecare zi, toate se cântăresc aici. Și pentru că lucrul ăsta este extrem, extrem de important, vă invit să ne închinăm Domnului rugându-L să ne facă să ne fie dor de El. Și fiecare sabat să nu fie altceva decât împlinirea acestui dor, întâlnirea noastră cu scumpul, cu dragul nostru, excepționalul nostru Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, venim înaintea Ta în această seară de sabat să-Ți așezăm înainte sufletul nostru și viața noastră de credință pe care Tu o cunoști, începută de mult sau de curând, dar care este începută datorită faptului că am vrut să ieșim dintr-o istorie a prăpădului și dintr-o lume a pierzării și să trecem într-o altă lume a salvării, unde să Te găsim pe Tine, într-o istorie netulburată de păcat, unde Tu, Doamne, să fii cu adevărat stăpân și binecuvântare. Și pentru că dorim lucrul acesta, Tată, ajută-ne să Te dorim, să Te invităm, să Te căutăm cu toată inima și înțelegând sensul adânc al sărbătorii închinării în sabat, să dorim cu toată inima, Părinte, să rămânem în palma Ta, să rămânem în mâna Ta, indiferent cum ar bate vântul, indiferent cum ar veni cernerea, indiferent ce s-ar clătina în jurul nostru, ajută-ne, Doamne, ca sabatul să fie acel experiment care să pecetluiască rămânerea noastră cu Tine și în Tine. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Frații mei, Isaia 58, versetul 13 este textul foarte des citat de fiecare dată când noi dorim să înțelegem sabatul. De data aceasta însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui singur cuvânt. Și cuvântul acesta este dacă. Dacă îți vei opri piciorul. Dacă sabatul va fi desfătarea ta. Dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale. Dacă. Ceea ce înseamnă că stăm într-un fel la răscruce. Acest dacă îmi spune și mie, spune și dumneavoastră, că e posibil și așa, și așa. Nu din punct de vedere al lui Dumnezeu, ci din punct de vedere al nostru. Din punct de vedere al lui Dumnezeu nu există dacă. Dumnezeu îmi spune să-mi opresc piciorul, să fie sabatul desfătarea mea, să-l cinstesc neurmând căile mele. E poruncă din partea lui Dumnezeu, făgăduință din partea lui Dumnezeu, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dacă. Acest dacă însă despre care vorbesc este în dreptul meu. Alegerea mi aparține. Eu aleg dacă îmi vei opri piciorul,
sau nu-mi voi opri piciorul? Nu voi face gusturile mele sau nu voi face gusturile mele? Va fi sabatul desfătarea mea sau nu va fi sabatul desfătarea mea? Îl voi cinsti pe Domnul, nu-l voi cinsti, voi urma căile mele sau nu le voi urma? Și de aici încolo urmează o varietate de modalități în care eu răspund la chemarea lui Dumnezeu. Și acest dacă mă arată foarte serios. Mă identifică foarte serios. Dacă. Dacă da, atunci te vei putea desfăta în Domnul, eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea Domnului tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Dar dacă nu, nu toate trebuie să fie negate. Nu. Nu trebuie să nu fac nimic. E suficient dacă însă eșuez într-un singur loc. Câteva procente. Dar vai, acele câteva procente, ce ravage fac. Haideți puțin să ne uităm bine, să vedem cam unde ne-ar fi problema. Ne oprim piciorul în ziua sabatului. De obicei, cam stăm, nu prea mergem. Dar aici nu zice doar să nu mergi, zice ca să nu-ți faci gusturile tale. E o dezbatere extraordinară vis-a-vis de gusturi, pentru că oamenii vor să facă din sabat o desfătare, ca așa zice textul. Dar cum să faci o desfătare dacă nu-ți faci gusturile? Și atunci problema este, nu fac gusturile mele, fac gusturile lui Dumnezeu. Păi și cine știe cum? Gusturile mele chiar nu coincid cu gusturile lui Dumnezeu? Chiar nu bat? Și textul îmi spune, fii atent, că nu coincid. Și textul nu spune să te simți tu bine. Înseamnă că textul vrea să nu mă simt eu bine, dar ce Dumnezeu este acesta care îmi impune un sabat atât de apăsător asupra mea? Nu, Dumnezeu chiar nu vrea un sabat apăsător. Dumnezeu spune, fă din el desfătarea ta. Și toți facem din sabat desfătarea noastră. Dar nu știu dacă desfătarea noastră coincide cu desfătarea lui Dumnezeu. Adică, dacă și Dumnezeu se desfătează cu mine și cu tine. Zice aici, dacă vei face din sabat desfătarea ta pentru ca să-L sfințești pe Domnul. Observați cine este centrul preocupării de sabat sau în sabat. Centrul este să-L sfințești pe Domnul. El, nu eu. Chiar nu contează cum mă simt eu. De data asta, mă bucur pentru că Domnul meu e aici. E un alt fel de bucurie. O bucurie atât de mare încât copleșește firea mea pământească, firea mea veche, căutările mele, problemele mele. Le copleșește. Dar acum așa ar trebui să fie. Întrebarea este, e Dumnezeu atât de copleșitor de prezent în sabat, încât bucuria lui să stoarcă din sufletul nostru cele mai frumoase cântări de laudă. Zice aici, slăvindu-l. Dacă îl vei cinsti
Auzi? Cum trebuie cinstit? Neurmând căile tale. Cu alte cuvinte, să-l cinstești în așa fel încât să-i dai locul întâi atunci când intră în competiție căile tale, treburile tale, flecăriile tale. Când ele intră în competiție cu Dumnezeu, toate aceste lucruri să fie chiar uitate. Puneți pe un om care nu-L iubește pe Dumnezeu să țină textul acesta și veți vedea ce chin. Veți vedea ce teribil e. E mai rău ca la mănăstire. Mai rău dacă ai fi călugăr. Dacă-L iubești pe Dumnezeu, în schimb, și dacă prezența Lui e cu tine, atunci îți sare din suflet, din prea plin, zâmbet, cântare, bucurie. Poate că ai juca precum David înaintea chivotului. Nu bat nicio aluzie, nu trimit la nicio manifestare exorbitantă, carismatică, nu. Trimit la această realitate a faptului că la un moment dat copilul lui Dumnezeu e atât de plin de bucuria lui Dumnezeu încât este de o bucurie contagioasă pentru toți cei din jur. Se întâmplă? Așa ar trebui să fie sabatul, ziua desfătărilor, ziua bucuriei. Și când în loc de această realitate în sufletul nostru se instalează un soi de insensibilitate religioasă, adică pe orice scaun aș sta eu sau tu, tot opac, tot fără resursele acelea extraordinare de bucurie, tot ca la serviciu și plecat tot ca de la serviciu. Spun lucrul acesta pentru că de la serviciu plecăm obosiți. Venim la serviciu de nevoie. Uneori, sabatul este tot atât de obositor. Tot atât de nefericit. Ei, cumva, lucrul acesta aș vrea să-l studiem în după-amiaza asta în legătură cu noi. Și vă voi ruga, vă voi invita să urmărim împreună trei cazuri. Cazul numărul 1 din Numeri este cazul omului care a strâns lemne în ziua sabatului. Vreau să vă întreb dacă vă amintiți motivul pentru care el a strâns lemne. De ce? Evident, a strâns lemne să facă focul. Bun. Dar de ce a vrut să facă focul? Pe evident, probabil că a vrut să fiarbă ceva. E adevărat. Dar de ce a vrut să fiarbă ceva? Pentru că el a vrut să facă o declarație a lui în fața întregului popor. A vrut ca întregul popor să știe că el adună lemne, că el vrea să facă focul, că el vrea să fiarbă ceva. Mă rog, zic și eu, nu știu ce vrea să facă cu lemnele. Dar declarația el a vrut să o facă în fața întregului popor. Și declarația în fața întregului popor
Probabil că era și cu regulile poporului, adică poporul începuse să țină sabatul. Cu alte cuvinte, călcarea flagrantă în văzul întregii tabere a acestei sărbători pe care Dumnezeu o instituise. Călcarea aceasta era o declarație de poziție a acestui om. Ce a vrut el să spună? Ce a vrut el să demonstreze? Asta este problema pe care v-aș invita să o dezbatem. Vreau să treceți o pagină mai departe și veți observa că evenimentul următor imediat este răscoala lui Core, Datam și Abiram. Răscoala lui Core, Datam și Abiram. Și dacă vă uitați puțin înainte, evenimentul imediat care avusese loc înainte de acest eveniment, de omul cu surcele, este eșuarea poporului evreu de a intra în țara făgăduinței. Numărul 14. Se încheie cu versetul 36. Bărbații pe care îi trimisese Moise să îi scodească țara. Versetul 37. Oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năpraznică. Omul acesta a văzut cu ochii lui ceea ce se întâmplase acolo. Apoi tot el a fost unul dintre aceia care a văzut cu ochii lui cum poporul a fost într-o mare jale. Versetul 39. A văzut cu ochii lui cum poporul s-a sculat dis de dimineața a doua zi și a zis: suntem gata să ne suim la luptă și să luăm țara. L-a auzit pe Moise spunând: pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti, e prea târziu, întorceți-vă înapoi. Veți fi bătuți de vrăjmașii voștri. Versetul 42. 44. Ei s-au îndărădnicit. Oare cum o fi văzut acest om? Cum a înțeles el ceea ce Moise spune, s-au îndărădnicit? El ce a înțeles? A fost posibil să zică așa, sau să înțeleagă așa: ei nu s-au dat bătuți, au insistat, au perseverat și au manifestat spiritul eroic și au vrut să intre în țară cu orice preț, chiar dacă mai târziu, dar vrut să intre în țară. Și ce contează dacă au întârziat intrarea în țară cu, eu știu, cu câteva zile? Ce contează? Au vrut să intre până la urmă. Vedeți? Gândul că nu contează este unul dintre gândurile care ne distrug. Aparent e același lucru, numai că între o zi și cealaltă zi s-a aflat cuvântul lui Dumnezeu, care cuvânt al lui Dumnezeu odată spus a întors lucrurile invers. Am citit Cartea Patriarhi și Profeți, capitolul acesta, și mai departe la capitolul răzvrătirii lui Core, și acolo am găsit următoarea idee, că
toate atitudinile poporului arătau că poporul nu înțelegea că Dumnezeu îi conduce, ci că Moise îi conduce și că Moise vorbea acum și nu Dumnezeu. Ei vedeau aici capriciul lui Moise. Ei nu puteau să vadă că Dumnezeu a zis acest lucru. Și atunci vedeau că Moise este acela care zice acum, după aceea îi oprește, după aceea îi întoarce înapoi. Încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu spune că s-au îndărădnicit. Poate că omul acesta nu a folosit acest cuvânt. Poate că omul acesta, de aici, din Numeri, care a strâns surcele, poate a zis, au fost niște eroi. Uite, au murit. Trupurile lor sunt acolo. Poate că i-a apreciat. Poate că a zis, au fost niște oameni extraordinari. Poate că au fost. Dar vedeți, cuvântul lui Dumnezeu așezat între faptele noastre, între pozițiile noastre, schimbă cu totul valoarea unei atitudini. Fundamental. Dacă ei ar fi făcut lucrul acesta atunci când Dumnezeu a zis, suiți-vă, ar fi fost binecuvântați. Dacă ei au făcut lucrul acesta atunci când Dumnezeu a zis să nu vă suiți, asta a fost neascultare. După evenimentul respectiv, capitolul 16, Core, Datam și Abiram ne pune față în față cu prima revoltă organizată în poporul Israel. Toate celelalte revolte, că fuseseră multe. Au fost revolte datorită neînțelegerii, datorită durerii, datorită setei, datorită foametei, datorită problemelor. În sfârșit, a fost ceva spontan, instantaneu. Nu premeditat, nu calculat. Aceasta este prima răzvrătire pusă la cale, în detaliu, de către acești oameni. 250 de căpetenii. Marea lor majoritate, fiii lui Core, erau dintre aceia care aveau acces la preoție, aveau autoritate, vorbeau despre ei că au fost închinați Domnului, vorbeau despre ei că reprezintă sacralitatea și cuvântul lui Dumnezeu. Spuneau că ei înțeleg cuvântul lui Dumnezeu ca și Moise, dacă nu cumva mai bine decât Moise. Expresia lor, toți suntem sfinți, nu numai tu. De ce vă ridicați mai presus de biserica Domnului, de adunarea Domnului? Sunt expresii foarte democratice pe care le găsim aici în Sfânta Scriptură. De ce te ridici, Moise? Chiar. De ce te ridici deasupra tuturor? Dumnezeu vorbește prin toți, nu așa? Tot poporul lui Dumnezeu să fie un popor de proroci, spusese Moise cu altă ocazie. Și acum ei zic, toți suntem așa. De ce nu se poate? Suntem toți. Dumnezeu vorbește prin toți. Și încă o dată, acești oameni refuză să vadă pe Dumnezeu. Îl văd doar pe Moise, pe omul Moise. E foarte, foarte primejdios să nu te uiți la Dumnezeu. Să te uiți la oameni. Poate să te uiți chiar la tine. Foarte primejdios. Și spun lucrul acesta în contextul sabatului, pentru că sabatul ar trebui să fie ziua în care să ni se ridice privirea în sus, să țișnească către Dumnezeu. Să nu ne împiedicăm de oameni. Să nu vezi la amvon un om, ci să vezi la un om cuvântul lui Dumnezeu slujit pentru tine, pentru mine. Să te întâlnești cu Iisus Hristos. Poate că cel ce este acolo este nedibaci, dar să poți să-L cauți pe Iisus Hristos în fiecare cuvânt al Scripturii pe care-L auzi. Plictisitor? Probabil că da.
Dar e Dumnezeu acolo. Cum să te plictisești? Heruvimii spun, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. În fața unui Dumnezeu care este întotdeauna prea extraordinar, prea interesant pentru fiecare om. În sfârșit. Iar ei nu îl văd pe acest Dumnezeu. Ei îl văd doar pe Moise și se luptă cu Moise. Și în întreaga situație din capitolul 16, ei se luptă până la capăt cu Moise și nu-l văd pe Dumnezeu nici în momentul în care îi mănâncă pământul. Durerea cea mai mare este că nu numai ei, cei pe care i-a mâncat pământul, n-au văzut lucrul acesta, dar parcă și restul poporului este orbit. Versetul 41. După ce Moise le-a zis în versetul 28, să vedeți că nu lucrez după capul meu și să-L vedeți pe Dumnezeu, după aceea, a doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise din nou. Dar nu ați văzut. Nu, n-au văzut. Cine le-a pus? Cine i-a legat la ochi? Cine le-a pus mahnama aceasta la ochi? Că nu văd pe Dumnezeu niciunul. Niciunul. Auziți ce zic? Voi ați omorât pe poporul Domnului. Și Domnul, în fața unei astfel de orbiri, le spune, dați-vă la o parte, îi topesc. Îi topesc. Dacă nu mă văd, dacă nu pricep, dacă sunt îndărednici pe de-o parte, pe de-altă parte cu inima împietrită, această nouă răzvrătire se termină cu mijlocirea lui Aron, așezarea lui între morți și între cei vii, versetul 48, ciurgia încetat, tare frumos. Dar vreau să mă întorc la omul care a adunat surcele. Omul care a adunat surcele în ziua sabatului reprezintă spiritul poporului la acea dată. El este unul dintre cei care, alimentați fiind de aceste situații toate, neînțelegându-le cum a vrut Dumnezeu, pe de altă parte, față în față cu această revoltă organizată, a căror rădăcini vine de demult, este posibil ca omul acesta să fie auzit nemulțumirile preoților, a celor din ceata lui Core, Datam, Abiram. Este posibil ca el să fi fost alimentat în felul acesta. Iar în momentul în care toate aceste lucruri s-au așezat în sufletul său, temperamental, mai altfel decât ceilalți, este primul care se ia de piept cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care el începe să adună vreascuri, el se ridică împotriva sacralității sabatului ca instituție. El nu vrea să mai aibă de a face cu un astfel de Dumnezeu care lasă ca sabatul să fie o sărbătoare pentru popor. În același timp însă, el vede că pedepsele cad în stânga și în dreapta și nu înțelege. Strigătul acela, ați omorât pe poporul Domnului, este un strigăt care poate foarte serios să cuprindă tabăra oricând, în condițiile acestea. Niște oameni care nu înțeleg că Dumnezeu are în dreapta sa focul legii și că numai pocăința autentică îți face intrare la har, cu alte cuvinte, te scapă de sub focul legii. Dacă omul nu înțelege lucrul acesta, el va vedea pe Dumnezeu doar prin prisma aceasta a pedepsei legii lui Dumnezeu și se va purta înaintea lui Dumnezeu ca și când ar fi un Dumnezeu aspru. El nu ajunge la har, el nu ajunge la frumusețe, el nu ajunge la desfătare. Observați, se întâmplă ceva.
Se întâmplă ceva. Omul care adună în sufletul său tot felul de nemulțumiri, frustrări, mânii, amărăciuni, omul respectiv nu va putea sărba sabatul. Într-o zi se va apuca de strâns surcele. Sătul nu se va mai putea nu se va mai putea abține, nu se va mai putea opri. E prea mult în sufletul său. Unii vor merge până la capăt. Alții, în schimb, vor păstra mâniile în sufletul lor și probabil că surcelele vor fi altceva. Nu neapărat că vor călca sabatul la literă, dar este posibil ca în sufletul lor să poarte zavistii, certuri de partide, nemulțumiri în stânga, nemulțumiri în dreapta. Toate aceste lucruri reprezintă surcelele noastre pe care le adunăm atunci când sufletul nostru nu se leagă de Dumnezeu și nu găsește odihnă sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nemulțumirile pot să fie foarte multe. Nemulțumirile pot să aibă o multitudine de motive. Rădăcinile sunt adânci, pleacă de demult. Întrebarea mea este, ești tu mulțumit cu Dumnezeul acesta? Ești tu mulțumit cu modul în care te conduce Dumnezeu în biserică? Ai tu sufletul plin de ceea ce face Dumnezeu pentru tine, pentru că astfel sabatul să fie mai departe de sfătarea ta? Sau strângi surcele? Surcele. De supărat, de furios, de nemulțumit. Și nu vii la biserică pentru că te-ai certat cu fratele, cu sora, nu-ți place de predicator, o sumedenie de lucruri. Și toate acestea sunt surcelele pe care le aduni. Și evident, faci declarații publice în legătură cu modul în care ești. Adică toată lumea vede că nu mai vii la biserică. Toată lumea vede că e supărat. Toată lumea vede că ai altă atitudine. Uneori sunt vocalizări foarte puternice vis-a-vis de treaba asta și poți să întrebi. Dar se poate? Voi ați făcut, ați dres, ați nimicit poporul Domnului. Frații mei, vorbesc din experiența mea personală și din viața de pastorație pe care am avut-o până în momentul acesta. Dacă te desfătezi în Dumnezeu și ești plin de bucurie, dacă te-ai întâlnit cu El, sabatul va fi semnul acestei bucurii și va fi și ea desfătare. El desfătare. Dacă nu te-ai bucurat de Dumnezeu, dacă ești nefericit de modul în care te conduce El, sau dacă nici măcar nu ai înțeles că te conduce Dumnezeu și apartenența ta la biserică este un act strict uman, un act intelectual, te-a convins cineva că este bine să vii la biserică, este varianta morală cea mai bună. Dar dacă tu nu te-ai întâlnit cu Dumnezeul bisericii, dacă Dumnezeu nu ți-a bătut la poartă în clipele tale de liniște, dacă Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta pentru tine, vei fi întotdeauna cu ochii la oameni și vei avea impresia că biserica e condusă de oameni și vei fi nemulțumit. Primul caz acesta din Numeri a omului care strânge surcelele noastre este cazul omului care ajunge la un moment dat prin atitudinea lui să pângărească sabatul. Sabatul cerne. Vreau să vă dau un alt caz. Acum gândiți-vă și la acesta. Ioan 18:28 este vorba de mai marii poporului evreu care în timp ce
judecau pe Domnul Iisus Hristos, au făcut tot posibilul ca să păzească sabatul. Da? Zice aici așa. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurge și să poată lua Paștele, care cădea în ziua aceea. Era o sărbătoare îndoită, era și Paștele și Sabatul, cumva se suprapuneau atunci. Și pentru ca să poată să participe la aceste două sărbători, inclusiv să intre în Sabat, n-au intrat în sala de judecată. Veți observa lucrul acesta foarte clar în afirmațiile evangheliștilor, spre exemplu, ca să nu-i prindă apusul soarelui să fie gata pentru sabat. Au dat poruncă să zdrobească fluierele picioarelor condamnaților. Aveau o preocupare pentru sabat. Evident, Domnul Iisus Hristos murise și nu i-au zdrobit picioarele. Domnul Iisus murise înainte de începutul sabatului. Dar această preocupare a lor pentru sabat, în timp ce nu mai aveau nicio preocupare pentru alte lucruri tot atât de sfinte. Ce preocupare aveau pentru dreptate? Ce preocupare aveau pentru o judecată dreaptă? Ce preocupare aveau pentru Iisus Hristos, pentru Mesia, pentru Scriptură, când ei călcaseră toate aceste lucruri? Ei dăduseră la moarte un om nevinovat. Ei doriseră să-l ucidă. Aveau gândul crimei în mintea lor. Mântuitorul le spusese direct lucrul acesta, întrebându-i, pentru ce vreți să mă omorâți? Nu era vorba că ei, eu știu, judecaseră și ajunseseră la o concluzie că Mântuitorul trebuie să fie omorât pentru că este un om al fără de legii. Nu. Toate rezultatele lor arătau că Domnul Iisus Hristos este un om al neprihănirii. Cu toate acestea, doreau să-l ucidă. Și turbau de mânie că doreau să-l ucidă și n-aveau motive ca să-l ucidă. Și în timp ce turbau de mânie dorind să-l ucidă, în același timp erau foarte scrupuloși în păzirea sabatului. Și păzeau sabatul cu scrupulozitate. Evident, ei nu strângeau surcele în ziua de sabat, nu realizau o călcare flagrantă a sabatului, reușeau să-și camufleze motivele lor și păreau foarte bine pe din afară. De asta Mântuitorul le spune, morminte văruite. Dar mă frământă lucrul acesta și mă întreb, Doamne, înțeleg eu că dacă sabatul nu e în suflet, degeaba vine la sfârșit de săptămână. Dacă eu sunt mânios și intru în sabat mânios, dacă eu sunt plin de nemulțumire și intru în sabat așa, dacă eu sunt plin de frustrări și intru în sabat așa, ce șanse am să țin sabat? Ce șanse am să mă întâlnesc cu Iisus Hristos în sabat? Ce șanse am să-L văd la biserică? Ce șanse am să-mi vorbească El? Ce șanse am să mă odihnesc în Iisus Hristos și nu să dorm în fotoliu sau în scaun? Ce șanse am să se deschidă cerul? Uitați-vă, vă rog, în Apocalipsa capitolul 1, pentru că am nevoie să închei și cu o altă imagine. Imaginea aceea clasică ar trebui să fie foarte, foarte proeminentă pentru noi.
În ziua Domnului eram în Duhul, spune Ioan, versetul 10, 1 cu 10. Eram în Duhul Sfânt. Ăsta este sabatul. Un om în Duhul Sfânt, înconjurat de Duhul Sfânt, cufundat în Duhul Sfânt, ca un om la botez, când îl acoperă apa pur și simplu și deasupra lui se liniștesc acele valuri și el este complet acolo. În apă. Eram în Duhul Sfânt. Nu cumva ăsta este simbolul, este imaginea reală a sabatului. Merg mai departe și citesc. În condițiile acestea, am auzit înapoi a mea un glas care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi, cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o casă, într-o carte, trimite-o celor 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Vă rog să observați, începe treaba, începe munca. Nu, Ioan nu se culcă. Ioan începe să muncească, începe să scrie, să scrie și scrie, frații mei. Cel puțin până la capitolul 3, într-o zi de sabat. Scrie și trimite. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Când m-am întors, am văzut 7 sfetnice de aur în mijlocul lor. Am văzut pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat într-o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Și iată-l pe Domnul Iisus Hristos, care își dă întâlnire cu omul Ioan. Ăsta e sabatul. În sabat caut pe Iisus Hristos, în sabat caut să văd cerul deschis, în sabat caut să văd ce îmi vorbește Dumnezeu, în sabat caut pentru că eu sunt în Duhul. Ce diferență enormă între Ioan și între toate frustrările noastre pe care le adunăm în săptămânile noastre, în zilele noastre din timpul săptămânii și cu care ne trezim în sabat cu ele, cu brațul plin de ele și venim cu ele la templu. Mâniile noastre, frustrările noastre. Ce deosebire! Mântuitorul se prezintă extrem de frumos. Capul și părul lui erau albe, ochii lui ca para focului, picioarele lui sunt ca rama aprinsă. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. L-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort și a pus mâna peste mine și mi-a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Fraților, aceste cuvinte au format martiri. Aceste cuvinte au format oameni care au știut să facă din sabat desfătarea lor și datorită faptului că sabatul a fost desfătarea lor, din cauza aceasta, ei și-au dat viața pentru întâlnirea lor cu Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem în după-amiază aceasta distanța enormă între locul unde suntem noi și unde ne așteaptă și vrea să fim Domnul Iisus Hristos. Haideți să înțelegem această provocare. Haideți să înțelegem că sabatul înseamnă Domnul Iisus Hristos. Nimic altceva. Sabatul nu înseamnă să mă aerisesc și eu puțin la munte sau la ocean. Sabatul nu înseamnă să mănânc și eu mai bine decât am mâncat în timpul săptămânii. Sabatul nu înseamnă să mă văd și eu cu soția, în sfârșit că o săptămână întreagă n-am avut timp de soție și nici de copii. Sabatul nu înseamnă, în sfârșit, avem și noi o întâlnire de familie. Dragii mei, toate lucrurile astea sunt bune. Dar sabatul cerne, datorită faptului că sabatul este al lui Iisus Hristos, nu este al meu. Toate aceste lucruri sunt bune și ele vor fi binecuvântate dacă este Iisus Hristos acolo. Dar dacă sabatul este făcut doar pentru lucrurile acestea,
se va transforma într-o frumoasă zi de duminică. În Galateni, capitolul 3, cu versetul 1, Apostolul Pavel se adresează galatenilor cu povara lui și le spune: galateni, neînțelepți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos? Carăstii. Când, fraților? Când le-a fost zugrăvit Iisus Hristos pe cruce, galatenilor? Ei n-au avut viziunea pe care a avut-o Ioan în Apocalips, capitolul 1, 2, 3, până la 20? Nu! Și cu toate acestea, Apostolul Pavel spune: voi l-ați văzut pe Iisus Hristos, pentru că vi s-a zugrăvit Iisus Hristos. Când? Cum? Și el spune: ori de câte ori v-am vestit cuvântul, n-am făcut altceva decât l-am zugrăvit pe Iisus Hristos în fața voastră. Fiecare predică, fiecare întâlnire cu cuvântul, fiecare ocazie de felul acesta oferă chipul Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți valoarea cuvântului predicat în sabat? Și asta cerne. Unii dintre noi putem să fim chipzuiți, alții neînțelepți sau nechipzuiți, în funcție de modul în care facem ca acest cuvânt să îl zugrăvească pe Iisus Hristos sau să ne zugrăvească pe noi. Căutați de fiecare dată chipul lui. Căutați chipul lui în ziua lui. Căutați pecetea lui în viața dumneavoastră. Pentru că sabatul cerne între mine și Dumnezeu există o răscruce puternică. Câtă vreme voi merge pe căile mele, voi merge în altă direcție. Câtă vreme vom merge pe căile lui Dumnezeu, vom merge în direcție opusă. Cernerea, răscrucea, e aici. Această chemare din această după-amiază este o chemare pentru poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile lui și care vrea să facă din sabat desfătarea vieții lor de suflet. Dragii mei, schimbați macazul și facă Domnul ca sabatul să devină ziua chipului lui Iisus Hristos în viața noastră. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, la sfârșitul acestei zile petrecute înaintea ta, te rog din suflet să lucrezi în viața mea personală și în viața tuturor celor ce te iubesc și te ascultă această căutare, această foame de tine, acest dor după tine pe care să le potolim toate în ziua de sabat prin întâlnirea noastră cu tine. Doamne, ferește-ne de noi înșine și ferește-ne să mai aruncăm ochii asupra vreunui om. Ajută-ne să te căutăm, să te găsim, să rămânem cu tine și în fiecare sabat, Doamne, să ne deschizi cerul și Duhul Tău cel Sfânt să ne inunde viața și a noastră, a copiilor noștri, a caselor noastre și a bisericii noastre, pentru ca în felul acesta, Doamne, să ne pregătim pentru veșnicia Ta. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.